cu recunoștință. Mă înclin în fața acestui pământ și tuturor strămoșilor care mi l-au pus la dispoziție. Atingem pământul. Atunci când ne conectăm cu el, văd că sunt întreg. Văd că sunt protejată și hrănită de acest pământ și de toate ființele vii care au făcut ca viața să fie ușoară și posibilă pentru mine prin toate eforturile lor. Îi văd în mine pe toți cei care au muncit din greu și cu ajutorul talentelor lor, a iubirii, a perseverenței, a minților lor deschise, au construit școli, spitale, poduri și drumuri, au protejat drepturile omului, au ajutat la dezvoltarea științei și a tehnologiei, au luptat pentru libertate și justiție socială. Îi văd în mine pe toți strămoșii mei care au știut calea de a trăi în pace și armonie cu natura, care au trăit în echilibru cu munții, cu pădurile, cu animalele, vegetația, mineralele, acestui pământ. Simt energia acestui pământ cum îmi pătrunde în corp și în suflet, acceptându-mă și sprijinindu-mă. Mă angajez să cultiv și să mențin această energie și să o returnez, astfel încât să sprijin și să protejez pământul, aerul, apele, oceanele și animalele. O să fac tot posibilul să transmit această înțelegere generațiilor viitoare. Mă angajez să aduc partea mea de contribuție în a transforma violența, ura, ignoranța și deziluzia care încă zace în conștiința colectivă a acestei societăți, astfel încât generațiile viitoare să aibă mai multă siguranță, mai multă bucurie și mult mai multă pace. Rog acest pământ să mă protejeze, rog acest pământ să mă sprijine și îi accept cu recunoștință înțelepciunea. Îi accept pe toți strămoșii din partea mamei și din partea tatălui și din familia mea toată. Le accept toate calitățile și acțiunile lor bune și le accept și toate slăbiciunile. Îmi deschid inima și mi-accept toți descendenții mei de sânge, cu toate calitățile lor, cu toate talentele lor, dar și cu slăbiciunile lor. Strămoșii mei spirituali, strămoșii mei de sânge, urmașii spirituali și urmașii de sânge sunt toți parte din mine. Eu sunt ei și ei sunt eu. Totul există ca partea unui fluviu minunat al vieții care este în continuă mișcare. Thich Nhat Hanh, rugăciune de conectare, acceptare și iubire față de strămoșii noștri. Rugăciune extrasă din cartea Plum Village Chanting and Recitation Book.